Să rămână bună seara, vă mulțumim că ați răspuns prezent la această conferință de presă în urma întâlnirii invitatului și prietenului nostru, domnul eurodeputat Sigrid Mureșan, cu tineretul din zona Roman Metropolitan. Avem bucuria să fie alături de noi președintele filialei Neamț, domnul deputat Mugur Cosmanciuc, candidatul la funcția de președinte a Consiliului Județean, domnul Leonarda Chiriloai, domnul ministru secretar de stat, candidat la funcția de primar a municipiului Roman, doamna primar, gazda noastră, Roxana Iorga, alături de noi, domnul consilier municipal PNL, domnul Mircea Beloiu și candidat pentru Consiliul Județean. Am să vă rog pe rând să îi primim și să le ascultăm punctul de vedere, ulterior să răspunzând întrebărilor dumneavoastră. Îl invit pe Sigrid Mureșan, pentru că este invitatul nostru, deși din prezențele domniei sale la Roman au devenit de acum cu naturalețe o permanență. Vă rog, domnule. Mulțumesc, Sigrid Mureșan. Mulțumesc mult, bună ziua și bine ați venit la conferința noastră de presă. Aș dori să mulțumesc președintelui PNL Neamț, Mugur Cosmanciuc, care m-a invitat astăzi în județul Neamț, și domnului deputat Laurențiu Leoreanu, care m-a invitat în municipiul Roman. Am venit astăzi la Roman pentru o discuție cu tinerii despre temele care îi preocupă pe tinerii. Am transmis tinerilor următoarele mesaje. Am spus tinerilor că astăzi există pentru ei mai multe oportunități de dezvoltare, mai multe oportunități de a porni afaceri, mai multe oportunități de a primi finanțări nerambursabile decât de la Uniunea Europeană, decât au existat oricând în trecut. Și le-am spus că astăzi, dacă pornesc o afacere de succes, pot avea imediat acces la toată piața europeană, la 500 de milioane de clienți și în timp ce oportunitățile sunt mai bune decât oricând, riscurile sunt mai mici decât oricând, fiindcă trăim într-o Europa unită și am spus tinerilor că trebuie să se pregătească, să trăiască într-o Europa unită, să vorbească limbi străine, să aibă experiențe internaționale. Au fost interesați de proiecte susținute de Uniunea Europeană pentru tineri, să aibă experiență internațională, să se pregătească, ca indiferent unde vor activa, să știe că vor fi înconjurați de colegi din alte orașe ale României, dar și din alte țări europene și trebuie să poată interacționa cu ei, să fie pregătiți. Sigur, noi ne dorim, domnul deputat Leoreanu, domnul președinte Mugur Cosmanciuc, care candidează pentru poziția de președinte al Consiliului Județean, și domnul secretar de stat din Ministerul Mediului, care va fi viitorul primar al municipiului Roman, noi toți ne dorim ca tinerii din Roman să rămână în Roman. Și pentru asta autoritățile trebuie să ofere tinerilor oportunități de dezvoltare aici. Leonard, care va fi viitorul primar al municipiului Roman, va sprijini tinerii să lanseze afaceri aici în Roman. Va sprijini educația, va sprijini sportul, sportul de performanță. Vor lucra împreună Primăria Municipiului Roman și Consiliul Județean Neamț, pentru a ține tinerii din județul Neamț în județul Neamț. Vedem cu toții cum s-au dezvoltat sub conducerea unor primari liberali orașe precum Oradea, Cluj-Napoca, Timișoara, județe precum Sibiu, Brașov, sub conducerea unor președinți de consilii județene liberali. La Brașov se construiește primul aeroport construit de la zero în România în ultimii 50 de ani. Tot ceea ce se face în acele orașe se poate face și aici, în județul Neamț, în municipiul Roman, cu oameni harnici, gospodari pregătiți la conducerea județului și la conducerea municipiului. Pe Leonard îl știm că a fost manager, director, dedicat în spital, în domeniul economic, și vă spun că experiența lui, unde se întâlnește domeniul economic cu domeniul medical, e mai important acum decât a fost oricând. Trăim într-o pandemie, de pe urma căreia au suferit oameni, au fost afectate întreprinderi. Experiența lui de a ști cum trebuie modernizat, extins, lărgit, ajutat sistemul medical
cum trebuie ajutate firmele, ajutate întreprinderile să ajungă din nou la liman, va fi foarte importantă. Astăzi este secretar de stat în Ministerul Mediului, un domeniu foarte important pentru România și Uniunea Europeană. Reducerea poluării, reducerea emisiilor de dioxid de carbon, eficiența energetică, este o temă care preocupă în special tinerii și experiența pe care dumnealui o aduce de la București din Ministerul Mediului va fi foarte utilă aici la Roman. Va face proiecte, va absorbi banii europeni tocmai pentru reducerea poluării, înverzirea orașului, construcția de piste de biciclete, sporirea calității vieții oamenilor aici în Roman. Despre fonduri europene vreau doar să știți că România are alocate de la Uniunea Europeană pe următorii ani mai multe fonduri europene decât oricând. Guvernul, condus de prim-ministru Ludovic Orban, deja lansează toate aceste programe. Dar vă spun un lucru, banii vor veni în orașele și în județele conduse de primari și președinți de consilii județene, dornici și capabili să atragă acești bani. Fiindcă vă spun un lucru, colegii noștri, harnici, la Cluj, la Timișoara, la Arad, la Alba Iulia, vor vrea în continuare să-și dezvolte orașele, vor avea în continuare proiecte bune. Pentru ca și Neamț să ajungă fonduri europene, pentru ca și la Roman să ajungă fonduri europene, vezi nevoie de Leonard primar, de Mugur președinte, de Consiliul Județean, care să lucreze împreună cu guvernul. Fiindcă dacă județul Neamț rămâne roșu, nu vă gândiți că un președinte PSD-ist de Consiliul Județean va ajuta un primar liberal sau va lucra bine cu guvernul liberal. Un președinte PSD-ist de Consiliul Județean va pune piedici că doar asta știe. Și dacă ne uităm astăzi în tabel, vedem că la absorpția de fonduri europene, Codaș este județul lui Liviu Dragnea. Telorman, cele mai puține fonduri europene absorbite în ultimii ani. Și pe locul 2 de la coadă, pe penultimul loc, este din păcate județul Neamț. Și acest lucru trebuie schimbat. Și de aceea, astăzi, în vizita noastră în județul Neamț, și am fost în mai multe comune, am fost la Podoleni, la Rediu, Tazlău, am fost în orașul Rosnov, la Piatra Neamț, la Piatra Șoimului, aici la Roman vom merge la Cordun și la Tămășeni. Peste tot am prezentat oamenilor proiectele noastre, am spus ce voi face domnul primar, domnul președinte al Consiliului Județean, ce proiecte au, ce idei au, pentru ca Neamțul să nu mai fie o zonă roșie. Vrem să câștigăm consilii județene în mai multe județe din Moldova. Vrem să scoatem PSD-ul din Consiliul Județean Neamț, din Consiliul Județean Iași, vrem să încheiem epoca lui Oprișan la Vrancea și pentru asta avem nevoie de susținerea oamenilor. Eu îi susțin, am încredere în, atât în Mugur pentru președinția Consiliului Județean, cât și în Leonard pentru primăria Roman. Am încredere în ei, îi susțin și rog locuitorii din Roman și din județul Neamț îi susțină de asemenea, vă mulțumim. Mulțumim frumos, Siegfried, mulțumim și pentru vizită și pentru timpul acordat. Îl invit pe Leonard Achiriloae, ministru secretar de stat în Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și candidatul Partidului Național Liberal la funcția de primar al municipiului Roman, să vă spună un gând. Da, mulțumesc. Bună seara, vă spun și eu. Mă bucur că astăzi am reușit la Roman să avem o prezență de acest calibru alături de domnul președinte Mugur Cosmaciuc, domnul deputat Laurențiu Leoreanu. Este deja, putem să-l numim, prietenul romașcanilor și al nemțenilor, europarlamentarul român Siegfried Mureșan, care, iată, vine aici alături de organizația PNL Neamț și organizația PNL Roman în rândul tinerilor pentru a prezenta care este viziunea Uniunii Europene și care este strategia pentru perioada următoare și cum, iată, echipa Partidului Național Liberal poate sprijini comunitățile locale, administrațiile publice locale pentru a se putea dezvolta. Sigur, așa cum v-a prezentat, direcțiile principale pe care le va susține și care vor veni, în care vor veni fonduri pentru dezvoltarea comunităților sunt în zona de
investiții verzi și în zona de digitalizare. Tocmai de aceea, astăzi, cu tinerii care ne-am întâlnit din Roman și Roman Metropolitan, am putut să dezbatem și să prezentăm care sunt proiectele noastre ale Romanului pentru perioada următoare și ale județului Neamț, astfel încât să se plieze pe viziunea de dezvoltare a Uniunii Europene. Am propus aici un incubator de afaceri care să fie o investiție în Roman, care să sprijine inițiativa tinerilor întreprinzători pentru a se putea dezvolta aici în Roman și pentru a prezenta Romanul ca o variantă atractivă în care ei pot să-și continue dezvoltarea și viața. Totodată, sprijinirea din zona de dezvoltare a sportului de masă și sportului de performanță. În continuare, am prezentat și proiectul nostru privind dezvoltarea de parcuri și acea zonă de faleză a municipiului Roman pe digul râului Moldova, unde dorim să fie o încununare a zonei de agrement din acea zonă, din acea parte a orașului, tocmai pentru a sprijini confortul cetățenilor, pentru a putea crea în Roman o zonă de agrement și o zonă verde în care fiecare dintre noi să se poată relaxa și să poată face mișcare în aer liber. Totodată avem în vedere o așa zisă viziune despre Romanul viitorului, Smart City, l-am numit noi, acel proiect de digitalizare a unității administrativ-teritoriale, o altă zonă care este în momentul de față eligibilă la finanțări europene. Sigur, sunt multe proiecte pe care le avem în proiectul nostru de dezvoltare al orașului, în proiectul nostru de dezvoltare al județului Neamț. Lucrul acesta l-au văzut astăzi tinerii și de aceea cred că au văzut în noi echipa care are soluții, echipa profesionistă care vine astăzi în fața lor și pentru a le câștiga încrederea și sperăm noi că nu vor fi dezamăgiți. Vă mulțumesc! Foarte bine! Mulțumim frumos, Leonard! Într-adevăr, un cadru foarte bine articulat pentru ceea ce înseamnă tinerii din Roman și din Roma Metropolitan, alături de toate celelalte proiecte care întregesc această paletă de ofertă pentru populația cetățenilor care în câteva zile vor trebui să-și exprime opțiunea. Îl invit acum pe domnul președinte al filialei Neamț, a Partidului Național Liberal, candidatul nostru la funcția de președinte a Consiliului Județean, un om care cu onoare, cu demnitate, cu pricepere, profesionalism și competență vine și prezintă pe fiecare segment de vârstă, pentru fiecare clasă socioprofesională, oferte, proiecte, programe, ceea ce arată o preocupare și o implicare, o dinamică și un entuziasm în ceea ce trebuie realizat în viitorul apropiat în județul Neamț, asigurându-l de tot sprijinul pe care municipiul Roman, romașcanii, cei din zona Roman Metropolitan, el vor da și acest lucru va fi unul cât de curând verificabil și asigurându-l de susținerea și prietenia noastră, îl invit pe Bugur Cosmaciuc să-și exprime punctul de vedere. Mulțumesc frumos, Laurențiu, mulțumesc frumos, domnule deputat, domnule vicepreședinte PNL, mulțumesc frumos și pentru organizarea de astăzi. A fost o întâlnire foarte frumoasă cu tineri din municipiul Roman și zona metropolitană, pe care colegii mei, domnul deputat Leoreanu și domnul ministru secretar de stat, Leonarda Chiriloae, au organizat-o și gestionat-o foarte bine. Oameni impresionanți, mă refer la acești tineri, care au adresat și întrebări și preocupați de viitor. Îi mulțumesc și aici domnului Siegfried Mureșan pentru vizita pe care a făcut-o în județul Neamț și pentru implicarea pe care o are la nivelul funcției sale la Bruxelles în calitate de europarlamentar și pentru tineri. Proiectul, programul pe care l-a lansat în anul 2018 sau 2019 privind 18 privind posibilitatea tinerilor de a se documenta, nu plimba, de a se documenta și de a cunoaște lumea, este un proiect pe care a anunțat că îl va continua și este un proiect benefic.
Sigur, îl va actualiza dat fiind condițiile pandemiei. Însă, astăzi, fiind aici la o întâlnire cu tinerii și în fața dumneavoastră a presiei, am să fac două informări, două anunțuri pe care le avem în proiectul nostru privind programul politic la Consiliul Județean. Un centru de excelență în educație pe care l-am lansat și îl vom promova. Adică, acordarea 100 de burse de către Consiliul Județean pentru tinerii meritoși din județul Neamț. Astfel încât oriunde în lumea asta vor dori să învețe, la universități de prestigiu, ei să fie susținuți și o singură condiție este ca după ce își termină studiile să întoarcă județului beneficiile și cunoștințele pe care le-au acumulat în timpul studenției. Consider că în acest fel, practic, încurajăm educația, încurajăm însă și dezvoltarea județului și întoarcerea tinerilor acasă. Al doilea lucru pe care l-am anunțat și îl promovăm este un centru de excelență în sport. Județul Neamț a avut și va avea tradiție în promovarea fenomenului sportiv. A avut echipe, indiferent de sport, care au făcut performanță, care au fost repere în sport, fiecare pe domeniul de activitate. De aceea, la nivel de județ, va trebui constituit un astfel de centru de excelență în sport. Municipiul Roman are baze sportive. Municipiul Piatra are baze sportive. Și Târgul Neamț, și Rosnou, și Bicaz, și în alte localități sunt foarte multe baze sportive. Săli de sport au fost construite. Însă, ele trebuie valorificate și de aceea centrul de excelență în sport va fi un alt obiectiv pe care îl vom susține de la Consiliul Județean. Și pentru că suntem aici, în zona metropolitană a Romanului, spun un singur lucru. Ca om care am văzut multe locuri în această lume, județul Neamț va deveni un centru de atracție pentru ca tinerii să își dorească să se mute sau să se întoarcă aici, în județ. Vă mulțumesc frumos pentru prezența dumneavoastră aici și așteptăm întrebări din partea dumneavoastră. Mulțumesc! Pe domnul Leonardo, doriți să vă rog să lămurească două răspunsurile de campanie care umblă. Primul, legat de domnul Nicu, a fi planificat de vacare domnul Nicu. Și a doua întrebare? Da? Bine, asta că știu că circulă, nu știu că circulă, poate în alte colțuri mai îndepărtate ale județului. Pentru Roman este foarte clar. Domnul Lucian Micu a fost membru al echipei PNL, după ce în 2012 PSD-ul l-a aruncat afară din echipă, a trecut o perioadă pe la UNPR, a văzut că PNL-ul i-ar putea oferi o dezvoltare politică, așa cum s-a și întâmplat. Cu anumite rezerve, echipa PNL Roman l-a primit, eu l-am susținut și l-am primit atunci. L-am susținut pentru a obține funcția de director Aquaserv, ulterior viceprimar. A lucrat împreună cu mine și cu echipa, s-a bucurat de toată încrederea și de toată munca întregii echipe, o platformă de proiecte și programe în care a fost implicat fără să aibă de la început, pentru că n-a fost de la început membru ca vizionar, dar ca participant a fost. Această platformă de proiecte este platforma Partidului Național Liberal, a echipei liberale, care după ce a pus-o în dezbatere publică și a adus-o în Consiliul Local și a fost votată în unanimitate, a devenit platforma de proiecte a municipiului Roman, deci a întregii comunități. Ulterior, domnul Lucian Micu este de notorietate că după ce a trecut prin câteva procese pe care le-a pierdut la Judecătoria Neamț, la Curtea de Apel Bacău, la Înalta Curte, Curtea Supremă, ulterior contestații, la nivelul AIEP, ANI, pe toate pierzându-le, a fost pus în această postură de a nu putea candida. Partidul Național Liberal are un cod de integritate și acolo unde candidații au probleme cu legea, nu îi poate susține pentru această candidatură. În întâlnirea pe care a avut-o chiar la cel mai înalt nivel cu președintele Partidului Ludovic Orban, s-a spus foarte clar acest lucru, că Partidul Național Liberal nu poate să susțină candidați care nu au problemele rezolvate cu legea, urmând să rămână în echipă și să fie parte și ulterior, sigur, de ce nu, să poată redeveni după ce face un pas în lateral.
Este un proverb din bătrân care spune că curiozitatea a omorât pisica și orgoliul omul. Dânsul a fost să candideze cu orice preț, a căzut în ispita lui Ionuț Arsenie, care i-a promis că rezolvă dânsul problema cu legea, deși dânsul nu și le poate rezolva nici pe ale lui, dar pe ale altora, și l-a adus în PSD. L-a adus în PSD și a depus candidatura, biroul electoral de circumscripții i-a respins candidatura, a contestat, judecătoria română a respins candidatura, dânsul a contestat, judecătoria i-a respins candidatura, dânsul a contestat, curtea de apel i-a respins strămutarea procesului și a rămas în afara jocului. Din punctul meu de vedere, a fost o opțiune luată datorită unui orgoliu și în acel moment pe care nu l-a putut supune rațiunii. Mie îmi pare foarte rău de tot ceea ce s-a întâmplat, chiar îmi pare foarte rău. Am avut încredere, din păcate în viață mai primim și lecții când se pare dincolo de inteligență, dincolo de profesionalism, trebuie să iei mai atent în seamă caracterul. Dar întotdeauna lucrurile vin și se așează poate și mai bine, pentru că, iată, venim cu un candidat, din punctul meu de vedere, ca și onorabilitate, ca și caracter, decență, mult peste ce a fost fostul primar Lucian Micu, domnul Leonard Achiriloai, un om implicat care a fost întotdeauna doar în același partid, un om care a fost 10 ani directorul economic financiar al spitalului, care a preluat un spital cu peste 100 de miliarde datorie, pe care l-a adus pe plus, modernizând toate secțiile din spital, actualul ministru secretar de stat, care deja a făcut o impresie foarte bună în echipa guvernamentală, un om cunoscut în Roman, născut de această dată în Roman, spre deosebire de ce a fost în trecut, și se pare că iată ce se naște din pământul acesta are mai mult drag, mai mult caracter și mai multă demnitate, și suntem convinși că romașcanii vor înțelege și vor merge mai departe cu echipa care din 2008 a adus dezvoltarea și progresul în municipiul Roman. Am această încredere și în întâlnirile pe care le avem cu romașcanii zi de zi primesc această confirmare. Foarte explicit, vă mulțumesc frumos. Al doilea domn mult mai recent este că dumneavoastră ați fost contact direct cu soția dumneavoastră care are COVID. Eu cu soția mea sunt contact direct de obicei, spre deosebire de alții care sunt contacte directe poate cu alte persoane. Soția mea nu are COVID, soția mea este ok, ne simțim foarte bine și nu avem niciun fel de problemă de sănătate. Cum vă dorim și dumneavoastră tuturor. Vă mulțumesc! Domnule, suntem cu așa întrebare? Sigur că da, poftiți! În primul rând, noastră cu tinerii, sunt curios dacă tinerii au înțeles că acei dintre ei care doresc să-și deschidă afaceri în România vor avea ca partener o instituție care nu se ajută cu nimic, dar să le ia jumătate din finanțe fiecare lună. Mă refer la statul român. Au înțeles tinerii treaba asta, avem taxe, impozite și am levat. Sunt sigur că tinerii au înțeles foarte bine următorul lucru. În momentul de față, există mai mult sprijin de la nivelul Uniunii Europene sub formă de fonduri nerambursabile, bani gratis, 100% gratis, din care nu ți-a nimeni nimic pentru a-ți dezvolta o afacere. Sunt sigur de asemenea că tinerii au înțeles că vor avea în Leonard Achiriloae un primar care va fi alături de ei de la momentul la care dezvoltă o idee de afacere până la momentul la care afacerea lor a devenit un succes. Tinerii vor avea, cu sprijinul primăriei, gratuit timp de un an de zile, spații unde să-și desfășoare activitatea, unde să-și lanseze activitatea. În cel de-al doilea an al activității vor avea de asemenea spații la chirii, cu cheltuieli mult reduse, sprijin concret, plus voință politică, sprijin de idei, un mediu fertil, fiindcă un întreprinzător are nevoie de un alt întreprinzător alături de el pentru a schimba idei, pentru a se putea dezvolta. Nu are nevoie doar de bani, are nevoie de o idee pe care adesea o are singur, are nevoie de alții pentru a-și dezvolta ideea, are nevoie de sprijinul autorităților locale și de finanțare. Și toate acestea, cu Leonard Achiriloae primar aici, cu sprijinul de la nivel european și cu guvernul condus de prim-ministru Ludovic Orban, care este un guvern de dreapta și care spune: vrem ca tinerii să fie liberi, pe propriile lor picioare, să-și poată dezvolta afaceri, să nu fie dependenți de stat,
să-și aleagă propriul drum în viață cu toate aceste pachete, cu toate aceste măsuri. La pachet, tinerii vor avea un viitor bun în Roman și vă spun că povara fiscală în România este mult mai mică decât în multe alte țări membre ale Uniunii Europene. Impozitarea e mică, facilitățile sunt pentru tineri, pentru tineri întreprinzători, sunt sigur că se vor putea dezvolta în Roman. Pentru domnul Mureșan, mai avea o întrebare. Sigur? Nu mă personalul necesar să fie ajutate să facă un proiect european. Cum veniți în urmarea acestor oameni care vor, dar nu au cu ce și nu pot? Realitatea este următoarea. 1. Până acum, absorpția de fonduri europene a fost mai complicată decât va fi de acum încolo. De la 1 ianuarie 2021 se simplifică toate regulile la absorpția de fonduri europene, vor avea de câștigat IMM-urile și vor avea de câștigat comunele mici, fiindcă acestora le va fi mult mai simplu să depună proiecte pe fonduri europene. O mare întreprindere, o mare primărie, are suficient juriști, are suficient contabili, economiști, evaluatori pentru a putea completa 3 bibliografturi de documente. Dar prin simplificările pe care noi, europarlamentarii Partidului Național Liberal, le-am promovat în Parlamentul European, am găsit sprijin, am găsit majoritate. Exact măsurile de simplificare pe care le-am anunțat ca idei în urmă cu un an, doi, în campanie electorale și care acum au devenit realitate. Mai puține documente depuse, documente depuse digital, să nu mai trebuiască să mergi la nivel regional, arhive digitale, să nu mai trebuiască să-ți păstrezi o arhivă 5 ani de zile în primărie dacă ai făcut un proiect, prin controale mai puține, o eficientizare a controalelor în sensul în care dacă te-a controlat și te-a găsit în regulă, să nu mai poată mâine să vină o altă instituție să te controleze pentru același lucru. Toate aceste măsuri pe care noi le-am propus în Parlamentul European am găsit sprijin, vor reduce birocrația și vor reduce și costurile pentru toți beneficiarii, atât cei privați, cât și pentru autoritățile publice, în special cele locale, primăriile de orașe mici și de comune mici vor avea de câștigat. Deci nu va mai fi nevoie de atât de mulți experți, unul la mână, doi la mână. Să știți că primarii gospodari și harnici găsesc oameni buni cu care să lucreze, fiindcă primarii buni câștigă încredere și un om bun atrage alți oameni buni lângă el. Nu l-am auzit niciodată pe Emil Boc plângându-se că ar fi complicat să atragă fonduri europene, nici pe Ilie Bolojan, nici pe Mircea Havala Alba Iulia, nici pe Nicolae Robu la Timișoara, nici pe președintele Consiliului Județean Adrian Veștea la Brașov. Construiește aeroportul la Brașov fără a se plânge că e greu, dar fiți sigur că i-a fost greu, dar a preferat să-l construiască, nu să se plângă. Deci vă spun că plânsete cât de complicată e absorpția de fonduri europene și lipsă de soluții, aud în principal de la primari PSD, de la președinți de Consiliu Județene PSD, care nu știu, nu vor, nu sunt interesați să atragă fonduri europene, primarii și președinții de Consiliu Județene Liberal, competenți care sunt pe primele locuri în top, au găsit întotdeauna soluții și de acum, prin simplificarea regulilor, soluțiile vor fi și mai simple și mai la îndemâna lor. Mulțumesc! Mulțumim! Și mai este un lucru aici de precizat, că consultanța deja va deveni o linie de finanțare eligibilă. Adică dacă până acum primarii trebuiau să-și configureze studii de fezabilitate, documentații tehnice pe banii lor și să suporte aceste cheltuieli, din acest moment toate aceste cheltuieli de pregătire a documentațiilor tehnice și de consultanță vor fi eligibile în cadrul programului. Așadar, îți iei un consultant bun, îți face documentația, devine eligibilă și poți câștiga proiectul. Mulțumim frumos! Mulțumim! O seară bună! Mulțumim.